aparaturi electrocasnice, electronice și îmbrăcăminte. Multe persoane își îndreaptă atenția către aceste produse pentru a le dărui persoanelor dragi de sărbători. Nu întotdeauna cadourile cumpărate sunt pe placul celor ce le primește și doresc să le schimbe imediat după redeschiderea magazinelor. Așa se face că uneori mulți se confruntă cu refuzul operatorilor economici de a schimba cadoul nepotrivit. În ceea ce privește schimbul hainelor și încălțămintei, legea îi obligă pe operatorii economici să înlocuiască produsul doar dacă nu au cabină de probă. La produsele electronice și electrocasnice, schimbul produsului se face doar în anumite condiții. Reparația produsului. În situația în care reparația este mai scumpă decât valoarea intrinsecă a produsului, unitatea service autorizată pentru perioada de garanție eliberează o negație în baza căruia vânzătorul înlocuiește produsul sau restituie contravaloarea acestuia. Schimbarea produselor cumpărate prin internet se face ceva mai ușor. Legea îi obligă pe operator să returneze banii clientului în maxim 30 de zile. Pentru comerțul online, conform legii, petentul, respectiv consumatorul, are un drept esențial, acela de a denunța unilateral contractul, respectiv de a notifica vânzătorul că nu mai dorește acel produs fără a invoca un motiv anume. Termenul pentru notificare este de 14 zile de la data primirii produsului, iar operatorul economic este obligat ca în maxim 14 zile de la primirea produsului să returneze contravaloarea acestuia. Potrivit comisarilor de la Protecția Consumatorilor, anual, în perioada de după sărbători, se depun numeroase reclamații venite din partea clienților nemulțumiți de situațiile create în astfel de condiții. De cele mai multe ori, dreptatea aparține operatorilor economici.